Somnul joacă un rol foarte important în viața fiecărui om. Noi toți avem nevoie de somn pentru a trăi. Un somn suficient și odihnitor ne protejează sănătatea mentală și sănătatea fizică. Crește calitatea vieții. În cazul copiilor și adolescenților, somnul susține și sprijină procesul de creștere. Despre importanța somnului ne vorbește în minutele următoare doamna dr. Nicoleta Dimitriu, manager de dezvoltare în cadrul Spitalului Providența al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua! Spuneți-ne pentru început, care este importanța somnului pentru creier? Somnul ajută creierul să funcționeze corect. Atunci când dormim, creierul se pregătește pentru a doua zi, formând noi căi cu ajutorul cărora putem să învățăm și să ne amintim diverse informații. Studiile spun așa, cu cât dormim mai bine, cu atât se va îmbunătăți capacitatea de învățare, ne vom concentra mai bine și vom fi mai creativi. În același timp, studiile au dovedit că lipsa somnului sau un somn deficitar ne îngreunează procesul de luare a deciziilor, de gestionare a emoțiilor și a comportamentului, precum și capacitatea de a face față schimbărilor. Pentru copii, de exemplu, este foarte important, îi ajută să relaționeze cu cei din jur, să fie calm și liniștiți. Nu doar creierul este influențat de somn. Ce beneficii aduce întregului organism un somn odihnitor? În primul rând, stimulează imunitatea. Dacă suntem odihniți, suntem mai puternici și mai rezistenți la infecții și răceli. Pe lângă aceasta, starea fizică foarte bună, stare psihică, care este și ea îmbunătățită. Lipsa somnului pe termen lung poate duce la anxietate și chiar la depresie. Cercetările au demonstrat că la multe dintre persoanele care suferă de anxietate și depresie, dorm acestea mai puțin de 6 ore pe noapte. Somnul ne ajută să ne menținem de asemenea greutatea corporală în limite normale. Studiile au arătat că persoanele care dorm mai puțin de 7 ore pe noapte tind să crească mai mult în greutate și au un risc mai mare de obezitate. Inima este și ea protejată de un somn odihnitor. Dacă nu dormim suficient, multe nopți la rând, riscăm să ne crească tensiunea arterială și de asemenea suntem mai predispuși la a dezvolta diabet zaharat. Lipsa somnului profund schimbă modul în care organismul produce glucoza. De menționat ar fi faptul că somnul insuficient pe perioade lungi de timp poate conduce la probleme de fertilitate prin reducerea secreției de hormon de reproducere. Câte ore ar trebui sau câte ore este indicat să dormim pentru ca dimineața să fim în cea mai bună forma noastră? Cei mai mulți oameni au nevoie în medie de aproximativ 8 ore de somn odihnitor pentru a funcționa la capacitate foarte bună. Unii pot avea nevoie de mai multe ore, alții după 6 ore bune de somn sunt ca și noi. De regulă, dacă ne trezim obosiți și simțim pe parcursul zilei o nevoie puternică de a dormi, este evident că nu dormim suficient. Somnul odihnitor ar presupune 10-11 ore la copii, 8 ore jumătate, 9 ore jumătate la adolescenți, iar la adulți 7-9 ore, dar indicat și bine de menționat este faptul că ar trebui să fim în pat la ora 22, la ora 10 seara, așa ar trebui să fim în pat. Acum o întrebare importantă aș zice eu, cum facem să avem un somn odihnitor, să fie un somn profund? Este foarte important să facem mici schimbări în stilul de viață pentru a ne îmbunătăți calitatea somnului. Trebuie să respectăm programul de somn, să încercăm să ne culcăm în fiecare seară la aceeași oră și să ne trezim la aceeași oră. În acest fel se reglează ceasul biologic al organismului, fapt care ne va ajuta să adormim mai ușor și să avem un somn liniștit. Indicat este să nu dormim la prânz, pentru că seara vom adormi foarte târziu. Mișcarea de asemenea este importantă, sunt recomandate exercițiile fizice intense în timpul zilei, dar nu înainte de culcare. Dacă nu putem face mișcare într-un ritm alert, putem practica orice tip de exercițiu, să mergem mai mult pe jos, să facem genoflexiuni sau abdomene. Important este să facem mișcare și să consumăm energie. Seara ar trebui evitat alcoolul, țigările și mesele grele. Mâncărurile grele sau picante pot irita intestinul și pot ține persoana respectivă mai mult timp. Cu 2-3 ore înainte de somn este bine să nu mai mâncăm. Camera, salteaua și pernele joacă un rol de asemenea important. Așa că pentru un somn liniștit este bine ca temperatura să nu fie mai mare de 19 grade Celsius, iar specialiștii recomandă să nu existe un televizor în dormitor, iar dacă există, să-l închidem cu 30 de minute înainte de culcare. Liniștea și întunericul trebuie să fie în dormitor la ora la care ne culcăm. Pe o saltea solidă și confortabilă, alături de o pernă confortabilă sau chiar antialergică, sigur vom avea un somn odihnitor. Vă mulțumim tare mult pentru aceste informații și sfaturi minunate. Sperăm să avem cu toții nopți liniștite și odihnitoare. Cu drag și eu vă mulțumesc pentru invitație. A fost alături de noi, stimați ascultători, doamna dr. Nicoleta Dimitriu, manager de dezvoltare în cadrul Spitalului Providența al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.